Bună dimineața, urșii mei! Am pregătit aici cafeluța Jacobs, am pus o linguriță generoasă de miere de rapiță, am fost jos în laborator, mi-am mai luat o, o din asta de miere de rapiță pentru că s-a terminat. Avem aici păstură, o să iau și o linguriță de păstură și o să începem direct cu micul dejun pentru că mi-a făcut mama Sita, mi-a făcut o prăjitură, iar eu m-am trezit târziu, este ora 12, acum vreau să mănânc cât mai repede. Am gustat de aici o gură, este foarte, foarte bună prăjitura asta. Este o prăjitură proteică cu brânză dulce, brânză măruntă din aceea cottage de la Lidl. Am luat un kilogram 5 bucăți din alea de brânză cottage, vreo 70 de calorii pe 100 cu aromă de vanilie. Am mai pus niște esență de vanilie, am mai pus vreo 7-8 și în loc de zahăr a pus două căpăcele de îndulcitor care are 0 calorii, deci este foarte slabă în calorii și foarte bună pentru masa musculară pentru că are foarte multă proteină de la ouă și de la brânză. Ah, și bineînțeles, mai a pus niște stafide pe care le-a lăsat la hidratat. Uitați-i, stafidele, da? Foarte bună, vă garantez, este o prăjitură foarte bună, se face destul de ușor și cred că o să meargă foarte bine la cafeluță. N-am mai mâncat de mult ceva dulce dimineața, de obicei dimineața nu am poftă de dulce, dar o să încercăm astăzi să vedem cum este. Am venit de la sală urșii mei și ia uitați aici ce am cumpărat. Avem niște mălai pentru că a făcut mai că mai niște din niște sarmale și vrem să facem o măligă de seară. Adică acum, <laughs> pentru că trebuie să iau și a doua masă, da? Și aici am găsit la Kaufland 500 de grame, o caseră din asta de 500 de grame de căpșuni. O să le spăl eu acum, să vedem cum sunt, să vedem dacă sunt bune. Am dat 10 lei pe ea, pe toată caserola și vreau să vă mai spun doar că aceste căpșuni sunt cele mai bune fructe când vine vorba de slăbit pentru că au cele mai puține calorii. Căpșunile și pepenele, fie că e galben, fie că e roșu sau verde, depinde de cum să-i spuneți, au 30 de calorii, da? Deci căpșunile și pepenele sunt fructele care au cele mai puține calorii, decât 30 de calorii pe 100 de grame, asta înseamnă că 500 de grame au decât 150 de calorii și un kilogram 300 de calorii, ceea ce este fantastic, este incredibil. Acum toate fructele sunt bune, pentru că toate sunt pline de apă și de nutrienți, de micronutrienți, de vitamine, de minerale, de fibre, însă acestea sunt cele mai slabe în calorii. Apuc acum să le curăț, să le spăl și să le gustăm împreună până se face mămăliga și luăm a doua masă. Ok, ia uitați, cam așa arată. Asta e toată caserola. de 500 de grame, nu par așa multe. Haideți să luăm pasta cea mai mare să o gustăm, da? Haideți să vedem cum e. e. Uh -huh. Bună! e dulce, mai că e mai sec așa. Nu e la fel de zemoasă cum sunt astea românești când e sezonul lor. Ne E bună, e parfumată, are gust de căpșună. Numai că, v zis, nu e chiar așa de zemoasă, e mai lemnoasă un pic. Am așa să-mi fac poftă dacă nu știu ce fructe să mai mănânc. Și încerc să mănânc în fiecare zi măcar, nu știu, 500 grame de fructe. Ok, pentru a doua masă pe ziua de astăzi mi-am pus aici cinci sarmale, ia uitați, una, două, trei, patru, cinci, da? Mi-am pus și niște ardei din asta în oțet și aici avem vreo 300 grame de mămăligă. Sarmalele nu sunt na, cele mai bune pentru că au carne tocată, dar după cum puteți vedea nu avem uh, foarte multă grăsime în această carne tocată, da? Ia uitați cum arată. Cum vi se pare. Da? Nu sunt pline de grăsime. Carne destul de bună, de porc. Uh, carbohidrat avem uh, mama mămăligă, cum vă spuneam. Mămăliga are puține calorii. Putem să mâncăm mai mult, putem să mâncăm 300 de grame lejer pentru că nu ne luăm foarte multe calorii. Iar o sarma din asta, nu știu câte calorii, să zicem, 100 de calorii, 5 sarmale, 500 de calorii. Nu este cea mai bună masă pentru, pentru dietă, dar dacă asta avem în casă, asta mâncăm, da? Nu putem acum să mâncăm tot timpul diferit și să uh, ignorăm ceea ce pregătește șeful meu bucătar. Trebuie să mâncăm uh, și ceea ce ni se oferă. Oricum am ars foarte multe calorii și astăzi la sală, am ars undeva la 7-800 de calorii, am avut un antrenament foarte bun. Cu siguranță voi fi într-un deficit caloric și astăzi. Vă urez poftă bună tuturor și ne vedem mai încolo la următoarea masă. Am gustat, sunt foarte bune și mămăliga e foarte bună. Aveți grijă, în schimb, la mămăligă să nu puneți unt sau ulei în ea. Puneți decât apă și mălai, da? Pentru a avea puține calorii, pentru a o face dietetică. Știu că dacă pui unt, dacă pui brânză și așa mai departe, o să iasă mult mai gustoasă, dar este suficient de gustoasă și așa pentru că aceste sarmale sunt foarte, foarte aromate și foarte bune. Și până la urmă nu sunt așa multe calorii, gândiți-vă că dacă ai mânca o ciocolată de 100 de grame, da, o tabletă de ea de ciocolată care are 100 de grame, îți iei 500 de calorii. Așa că până la urmă este o masă sățioasă, o masă plină de proteine, avem și niște varză, avem foarte mulți carbohidrați, o să ne săturăm și o să fie foarte bine în comparație cu alte dulciuri și alte prostii care nu au deloc proteină, nu au deloc sațietate, au numai zahăr și grăsime. Important este să nu exagerăm, să avem și noi o porție normală de 4-5 sarmale, da? să nu mâncăm acum 10 sarmale, să încercăm să le facem mai dietetice, așa, cu cărniță mai slabă, cum v-am arătat și în sarmalele acestea, să nu punem carne foarte grasă și foarte multă grăsime, da? puțin orez, ia uitați, se vede mai mult carnea și câteva bobițe de orez, grăsime mai puțină. Și până la urmă poți să slăbești cu absolut Ce important este să faci miscare, să mănânci regulat, să mănânci cu bun simț și cu siguranță vei putea slăbi dacă ești într-un deficit caloric. S-a făcut ora 9 și pentru a treia masă pe ziua de astăzi avem aici două sandvișuri, ceva foarte simplu, am făcut la Sandwich Maker. Haideți să vă arăt aici ce pâine am folosit am folosit patru feliuțe de pâine din asta cu fibre de la Carrefour. Uitați, așa arată. Pâine cu făină integrală de grâu. Da? Și ce e foarte interesant, ce e foarte interesant este că are 13 grame de proteină. Și 4 feliuțe înseamnă cam 100 de grame. Da? Deci pe 100 de grame ceea este fantastic. Avem 13 grame de proteină numai de la pâine, mai avem și 100 grame de mușchi care au 110 calorii, încă 20 grame de proteină, deci avem 33 de grame de proteină până acum și pâinea asta cât are 241 de calorii. Super tare, foarte, foarte bine, stă pe uh, valorile nutriționale. Glucide are 36 de grame, din care decât 2,4 de, gr de, grame de zahăr, o să mănânc cu niște ketchup, o să mi sus. le sus, le-am tăiat așa în două, le mănânc mai ușor și par și mai multe așa când le pui pe farfurie, ia uitați, o să mergem sus să le mâncăm. S-a făcut ora 12 noaptea și este timpul pentru ultima masă pe ziua de astăzi. Știu că o destul de târziu, dar nu are importanță pentru că o să adorm pe la 2, 3, 4 dimineața. Astăzi m-am trezit târziu, m-am trezit pe la ora 12, am luat prima masă. Pe la ora 4 jumate am mâncat căpșurile alea, după care a doua masă am luat-o la ora 5, după aia am mâncat la ora 9 a treia masă, mi-am făcut acele sandvișuri care au fost foarte bune și acum urmează a patra masă, da? Nu are importanța ora la care mâncăm, trebuie să ne adaptăm după programul fiecăruia. Important este să mâncăm la început când ne trezim, cât mai repede posibil putem, dacă putem în prima oră este extraordinar, să ne împărțim mesele în 3, 4, 5 mese pe zi. Cel puțin în cazul meu prefer să mănânc mai multe mese și mai dese pentru că am observat că îmi este mult, mult mai bine. Budinca asta proteică v-am mai arătat-o, nu este nimic nou, da, avem 30 grame de proteină cu caseină, o proteină care se uh, asiminează usor, ușor, lent în corp. Îmi place foarte mult budinca asta, de fapt toată gama de budinci proteice de -astea de la Dr. Otker îmi plac. Bineînțeles că îmi plac și cele de la Lidl, dar la Lidl nu găsesc niciodată, cred că am găsit de două ori până acum și... Nu mai pot să-mi pun baza în budincile acelea așa că prefer să-mi iau din astea de la Dr. Oetker, sunt foarte bune și ele. Cam atât pentru ziua aceasta de mâncat, în deficit caloric. O să vă trec aici toate datele, toate caloriile pe care le-am consumat astăzi. O să vă fac așa un total. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și dacă doriți un plan personalizat alimentar în funcție de nevoile voastre sau un antrenament pentru masă musculară, scrieți-mi pe Instagram sau pe Facebook la Miere TV și luăm acolo legătura. Iar dacă doriți produse apicole de cea mai bună calitate, intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro și faceți acolo o comandă de produsele voastre favorite. Aveți și 10% reducere la următoarea comandă, plus o grămadă de reduceri la 10 de produse. Cam atât pentru ziua de astăzi, vă urez poftă bună, somn ușor și ne vedem data viitoare. V-am pupat, ceau!